Bună ziua, bună seara, bună seara fetelor, bună seara. Iată-ne din nou la treabă. Da. Așa. V-ați gândit așa cam care e starea de spirit a multor dintre colegii voștri acum când s-a luat vacanță, ce mai vorbă? Ce se întâmplă cu colegii voștri? Credeți că le mai arde de matematică? Nici o clipă. Dar iată că noi facem matematică în continuare și asta afirmă, mă bucur foarte tare. Practic. Și începem cu... Mai facem exerciții în acele lungi, cu fracții. Brico, facem și acelea. Uite, mama o rog acum să ne dea, dacă nu-l faci, cum punem? Deci clasa A. Patra. Mai punem tema pentru acasă? Nu. Nu. Diverse, da? Diverse. Da. Diverse. În principal, ne axăm pe fracții, da? Da. Fracții. Așa. Începem așa. Dau eu un exercițiu. Iată. 3 pe 4 înmulțit cu 6 pe 6 pe 5. N-ați dat drumul la asta. Am dat. La asta? Nu, unde e? Ăla alb? Nu, e acolo de pus în priză. Ca la negru, da. Așa, acum e viață. Da. Altă viață, da? 3 pe 4, mulțit cu 6 pe 5, minus 1, totul de împărțit la 1 pe 2, minus o cincime, totul într-o paranteză dreaptă, ori 1 pe 3, este egal cu. Hai să facem așa, la lăsăm pe... Deci eu să, până când vii tu, să facem o chestie cu fracții, o exercițiu. Ca o tică de așa, dacă... Da, am foarte multe lucruri. Da? Poate, așa. Deci putem să facem 3 pe... Da. 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 Vedem că fracțiile 3 pe 4 și 6 pe 5 nu se pot simplifica nici pe diagonală. Deci sunt ireductibile fiecare da. În parte. Așa, și nici pe diagonală. Da, da. Ba, nu se poate pe diagonală. Păi de 4 cu 6? Păi... Prin 2. Că și 6 și 4 sunt parte la 2. Așa. Deci o să zicem, egal cu... Deci, este egal cu paranteză pătrată. Da. Paranteză rotundă. Da. 3 pe 2. 3 pe... Simplificăm de dată. Da, 3 pe aici. 2 ori 3 pe 5. Ori 3 pe 5, corect. Minus 1. Împărțit la 1 pe 2. Deci tot într-o paranteză, nu? De până acum da. Împărțit la 1 pe 2. Minus 1 pe 5. Da. Închidem paranteză pătrată. Da. Ori 1 pe 3. Ori 1 pe 3. Este egal cu... Și va fi egal cu... Acum punem o paranteză pătrată. Da. Și paranteză rotundă. Din așa. Și o să punem... 9 pe 10. Corect, 9 pe 10. Minus 1. Da. De paranteză rotundă, împărțit la 1 pe 2. Deci minus împărțit 1 pe totul, așa zici tu, totul împărțit la 1 pe 2. Da. Eu cred că trebuie să lăsăm și paranteza dreaptă, că aceea rezultatul se mai amulți cu 1 pe 3, știi? Păi da. Am pus și paranteza a fost. Am spus de la început. N-am fost atent, îmi cer scuze. Minus 1 pe 5. Împărțit la 1 pe 2. Minus 1 pe 5. Închide paranteza pătrată ori 1 pe 3. Este egal cu... Este egal cu... Paranteza pătrată. Așa. Nu, rotundă deja. Da? Da, rotundă. Ce facem acum? 9 pe 10 minus 1, adică 9 pe 10 minus 1 pe 1, practic. Așa, tu surprins ca fiind 1 pe 1, te-ai prins. Și prin 10. Deci numitorul comun este 10, da. Foarte bine. Și atunci vom avea acolo 9 pe... La 10 nu amplificăm cu nimic, da. Nu? Că el are deja 10, 10 împărțit la 10, ca și cum ai spune că amplificăm cu 1. Da. Dar 10 împărțit la 1, amplificăm și cu 10, da? Da. Și este egal cu? Și este egal cu 9 pe 10. 9, deodată, 9 minus 10. Da. 9 minus 10. Supra 10. Care este egal cu? Împărțit la
La 19. Da? Împărțit la 1 pe 2, da? Deci 9 minus 10, totul pe 10 împărțit la 1 pe 2. Mai apoi nici paranteni, domn profesor. La 9 pe 10 minus 1 pe 10 nu trebuie să punem paranteze, pentru că joacă... La minus 1 pe 5 după aceea trebuie să punem paranteze după el. Așa, deci împărțit la 1 pe 2, minus 1 pe 5, minus 1 pe 5, acum toată într-o paranteză rotundă, da? Înmulțit cu 1 pe 3. Și egal cu 9 minus 10. Leu, ce fac peste pe noi. Nu nimic, a 9 minus 10 minus 1, datoria. Știe, știe. Da. 9 minus 10 face minus 1. Da. Știi, la mala întâmplare și n-a fost atent. Deci minus 1, minus 1 pe 10. În paranteză rotundă. Da, minus 1 pe 10. Minus 1 pe 10 împărțit cu ori. Ori 2 pe 1. Foarte bine, 2 pe 1. Și putem să simplificăm pe 10 și 2. O să simplificăm când ne-ai timpul. Minus 1 pe 5. Minus 1 pe 5. Putem paranteza atunci ori 1 pe 3. Ori 1 pe 3, da. Și va fi egal cu paranteză rotundă. Da. Putem să luăm pe 10 cu 2. Pe 2 prin 2. Da, și face aici. Minus 1 pe 5. Deci egal cu minus 1 pe 5. Ori 1 pe 1. Ori 1 pe 1, corect. Minus 1 pe 5. Da. Ori 1 tot în paranteză. Da, tot în paranteză, ori 1 pe 3. Ori 1 pe 3. Și este egal cu, acum tot în paranteză, nu trebuie să spunem. Da. Minus 1 ori 1, minus 2. Deci 1, 1 ori 1. 1 ori 1. 1 ori 1, 1. Și 5 ori 1, 5. Da. Și rămâne minus în față. Deci minus 1 pe 5. Minus 1 pe 5. Și iarăși minus 1 pe 5. Tot în paranteză. Ori 1 pe 3. Și este egal cu 0. Nu, nu, no. Că nu e 1 așa și 1 așa. Deci am amândoi datorii. Deci crește datoria. Adică ai un leu la 2. Mine și un leu la domn profesor. Cât le iei datorii? Ai 2, 2 lei datorii, da. Nu? Ai înțeles? Adică așa, minus ai o cincime și încă o cincime. Sunt două cincime datorii. Ai înțeles, da. Deci este minus 2 pe 5. Adică ai un leu la mine și un leu la domn profesor, minus 2 lei ai. N-ai ce să faci. Ai da, înțeles? Deci nu. Ai scăpat datorii. Da. Nu s-a că nu ai avut un buzunar cu plus. E tot datorii, da? Deci faci minus 2 pe 5 ori 1 pe 3. Ori 1 pe 3 și nu se pot simplifica niciodată. Nimic. Dar să mulțesc. Dar de mulțit... Și este egal cu minus 2 supra 5 ori 3. 15. Iată rezultatul, minus 2 supra 15 este rezultatul. Deci eu sunt uimită, domn profesor. Uimită sunt. Păi asta este dovada clară că atâta vrem cât este interes. Ea acum a ajuns să lucreze la fracții destul de bine. Hai să vedem în continuare. Dă-mi o chestie. Dă-mi deci, chestie. După ce am parcurs 2 pe 3 din lungimea unui drum, facem o problemuță, da? O problemuță, da. După ce a parcurs 2 pe 3 din lungimea unui drum, un biciclist observă că mai are de parcurs 12 km. Ce lungime are drumul? A, l-am mai făcut din astea. Nu știu, eu nu știu. Se vedem. După ce a parcurs 2 pe 3 din lungimea unui drum, deci 2 pe 3 din lungime, biciclistul observă că mai are de parcurs 12 km. Rezultă că restul de parcurs el, egal cu 12 km. Care este lungimea drumului? Am o idee. Da. Păi să facem așa un segment. Bun. Care îl împărțim în 3. Bun. Deci facem un segment pe care îl împărțim în 3. Da. Și luăm 2 din el. Două pătrățele. Două, 3. Și da. Noi rămân 12 km. Deci... Asta care adică un segment de 12 km. Și facem 12 ori 3, care ne dă 36 de km drum. Deci drumul este de 36 de km. Da? 36. Da, alta. Lungimea egal cu 36 da? km. Da. Am făcut-o, la nivelul clasei a 4-a, nu? Da. Sigur că da, pe segmente. Dar nu trebuie să faceți... Tocmai. Acum, hai să ne gândim că am terminat clasa a 4-a și undeva la sfârșitul anului să fac fracții. Da. Și acum, autorul ne spune că două treimi din lungime, după ce face două treimi din lungime, constată că restul este de 12 km. Adică,
cât este restul? Dacă două treimi le-a parcurs, restul până la, până la două treimi. Da. Până la trei treimi. Restul până la trei treimi este o treime. Da. Deci faptul că o parcurs două treimi din toată lungimea, eu mai rămas o treime. Adică, da, adică unul pe din trei pe trei, din întregul drum, din trei pe trei, scădem două treimi cât o parcurs. Uite cum scrie domn profesor. Da. Da. Deci 3 pe 3, scădem 2 treimi, am lăsat eu așa 3 pe 3, pentru ca să avem aceeași numitorie. Eu puteam spune și 5 pe 5, dar nu era nicio afacere, că nu aveam același numitor. Deci mi-am așezat 3 pe 3, da? 3 treimi, 3 treimi tot două, scădem 2 treimi și cât ne rămân? Sau? Da, o treime, asta vrea să zică domnul profesor. Da, deci, da, deci ne rămâne o singură treime. O treime. O treime e restul. Da. Da. Restul. Deci o treime e egal cu cât? O treime. O treime este egal. Este o treime egal cu 2. O treime din x. Așa. Da. O treime din x, notăm cu x. Notăm cu x lungimea drumului. Lungimea drumului. Deci x egal lungimea lungimea drumului. Deci o treime din x egal cu 12. Dar ne uite cum a spus domnul profesor. O treime din x, adică mulțit cu x, da, egal cu 12. Da. Noi ne putem închipui așa, scriem, că 1 pe 3 ori x pe 1. Ori x pe 1. Așa, x. Da. X, fracția aceea, o vede ca fiind x pe 1. N-am mai făcut șmecherea asta, da? Egal cu 12. Și atunci, echivalent, cum înmulțim două fracții? Numărători între ei și numitori între ei. 1 ori x face x. Și 3 ori 1, 3. Deci x pe 3 egal cu 12. Echivalent. X este egal cu 12 împărțit la... Împărțit, ori 3. Ori 3. Ori 3. Stai, pentru că... Așa, da. Da? Am... Dacă de împărțitul, împărțit la împărțitorul 3 îmi dă câtul ăsta, atunci de împărțitul egal cu câtul împărțitor, nu? Da. Sau altfel spus, să mai te învăț în goșmecherie. Eu uite-a domn profesor. Pe 12 ăsta, îl putem că se zice ca 12 pe 1. Da. Și ca să facă numitorul 3, amplificăm cu 3 și sus și jos. Da? Și apare, eu pot să scriu așa, 12 pe 1, da? Da. Și acum, amplificăm aici cu 3 fracția asta și sus și jos, și numărător și numitor, și apare x pe 3 egal cu 36 pe 3. X pe 3 egal cu 36 pe 3. Și în momentul de față, cele două fracții au aceeași numitor, deci numărătorii egale. Deci rezultă că x-ul e egal cu 36. Dar cine x? X-ul? E drumul. Lungimea drumului. Deci 36 de kilometri este lungimea drumului. Hai să mai ne uităm o dată. Daria, vezi? Aceeași problemă am rezolvat-o prin cele două variante. O dată figurativă și foarte repede am dus figurativ. Da. Este mai la îndemână ochiul. Ochiul participă la emiterea raționamentului. Deci, vezi, Miruna, Miaela și cu Daria, ceea ce fac eu prin film este spectaculos. Pentru că trec de la partea asta când stăm cu creionul pe hârtie și încercăm să ne imaginăm, trecem la film, unde în film se vede explicația profesorului. Deci de aceea se produce un salt calitativ între ceea ce înseamnă lecția pe care copilul o prinde de multe ori neatent fiind la clasă. Nu prinde nimic. Sigur. Da? Dar dacă este imortalizat, așa cum facem în momentul de față, filmul lecții respective, cu efortul maxim pe care eu îl depun pentru a mă face înțeles, aceasta este noutatea completă în tot ce înseamnă tehnologia didactică, de care tot vorbesc de câțiva ani încoace. Părea mai că va veni timpul să fiu luat în seamă, pentru că prea mare nevoie este de să înțelegem
Da, prea mare nevoie să înțelegem și destul de dificil se elaborează, să spunem, partea asta de raționament. Adică profesorii de cele mai multe ori n-au grijă să se străduie să înțeleagă copilul, ci pur și simplu fac. Mă, mă apuc și fac treaba asta și o fac cu foarte mult așa, dezinteres. Scriu pe tablă, nu mă interesează, nu înțeleg. Deci, cei doi, elevi și profesor, sunt pe poziții diferite. Da. Așa, da. Aici, încă o dată, foarte repede, cu platică, am zis-o pe metodă figurativă, deci foarte repede metodă figurativă, și varianta a doua prin fracții, hai să, deci, asta a fost prima variantă, da. Și a doua variantă a fost asta. Deci, îi mai rămân 12 km. Și noi am vrut să vedem cât înseamnă sub formă de fracții. Deci, de aceea, dintr-o treime, din trei treimi, cât trebuie de dat tot drumul, am scăzut două treimi din el și mi-a rămas o treime. Această o treime reprezintă restul. Deci am vrut să văd restul sub formă de fracții. Da? Și atunci am zis, o treime din X este 12. Da? Deci o treime din X este 12. Cât este X-ul? Și sigur, cel mai rapid era așa varianta, s-a dus și la același viitor. Dar nu pot să spune ei la momentul ăsta că duc la același viitor. Ai spuneți produsul mezilor egal produsul extremelor. Nici am să nu-i spun acum, că n-am cum să spun, nu înțelege. Este încă... Asta este marea problemă pe la care de multe ori te invit pe tine. Să înțelegem că trebuie să coborâm la nivelul la care percepe ea lucrurile. Ori de câte ori săltăm prea mult, strecurăm lucruri pe care ea nu le are acolo. Și dacă nu are acolo, gata să-i prea. Eu nu dați cum mă lucrat exercițiul ăla, că tot nu le are acolo. Păi, nu mai, dar asta vine în virtutea ceea ce am discutat. Eu mi-am pregătit terenul pentru asta. Deci am făcut operații cu fracția, nu am pierdut în ghilimele, am discutat toată povestea asta. Nu știu de 7, așa ceva. Păi, sigur că da, dar dacă e pregătit, concluzia este următoarea, Daria. Dacă totul este pregătit și totul se leagă acolo, rapid reacționăm. Ori de câte ori să se are câte o verigă, câte ori nu, atunci lucrurile se strică complet. Ne întoarcem. Deci o treime din X egal cu 12. O treime, restul acela. Și acum eu pe X ăsta l-am privit ca X supra 1 și am intrat în situația de mulțire a două fracții. Cum se mulțește două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Și am văzut că X pe 3 egal cu 12. Pe 12 ăsta l-am văzut ca 36 pe 3, că știu bine, pot să așez așa. Și iată două fracții sunt egale. Numitorii fiind egali, numărătorii să fie egale. Deci totul este doar în limita a ceea ce noi am pregătit. Să ștergem tabla și mai vedem o altă problemă. Ieana, ne dai tu? Da, da. După ce a citit 3 pe 8 dintr-o carte... După ce a citit 3 pe 8 dintr-o carte... Raluca observă că mai are de citit 80 de pagini. Câte pagini are cartea? Deci după ce citește 3 optimi, observă. Observă că mai are 80 de pagini. Da, profesor. Da. Poate să deci, dacă fac prin segmente? Nu, 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 prima dată faci prin segmente. Deci la Luca... A citit 3 pe 8 dintr-o carte. Citește. Citește 3 optimi din carte. Observă că mai are de citit. Și se uită așa, se observă că restul e egal cu 80 pagini. Câte pagini are cartea? Câte pagini are cartea? Are cartea, da. Câte pagini are cartea? Pentru că îmi plac mie foarte mult segmentele. Așa. Începem cu ele. Începem astfel. Și facem un segment. Ce s-a întâmplat? A venit adus. Dar trebuie să țineți că... Da. Eu i-am scurit mai devreme și recuvântul a adus și eu. Mai bine, mai bine. Deci așa. Facem un doi la geometrie. Da, da, acum. Ne spunem... Segmentul, mă desc. Segmente, o să vedem.
foarte frumos. Deci asta de încălzire, domn profesor, că după aceea vă dau mai tari? Eu, de asta ne așteptăm să ne dai mai tari, pentru că noi suntem foarte bine pregătiți. Deci, facem acolo un secmei mai măricel și facem și ne împărțim în 8. Asta este. Asta putem să facem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și noi luăm 3 bucățele din el. Deci luăm 3 segmente, că 3 optimi consumăm, da? Și ne mai rămân 5 segmentele. Deci el a citit atât, dar hașurăm, da? Cât a citit? El a citit 3 segmente. Așa. Și mai rămân 5 segmente, care rămân după 80. Așa, cele 5 segmente și înseamnă 80 pagini. 80 pagini. 5, care va fi egal cu 16. Deci 80 împărțit la 5, care 80 împărțit la 5, egal cu 16 pagini. Da, și nu. Nu până. Da, de ce? Dar ce înseamnă? Adică, un singur segment înseamnă. Da, e bine, nu? Da, 16, noi pe toate 80 le-am împărțit la 5 și v-am văzut cât înseamnă segment, cât mai pare. Și facem 16 rog. Da, și atunci, ca să vedem în totalitate, deci numărul de pagini înseamnă 16 ori 8 și egal cu 1. Egal cu 126. 6 rog, 48, 84, 894. Deci 8 pur 4, cât faci? 12, nu? 128 pagini. Aceasta este metoda. Metoda întâi. Metoda figurativă, da? Deci am aplicat metoda figurativă. 50. Și acum facem și metoda mai nedistractivă. Deocamdată nu-ți place ție, dar în mod sigur te ajută varianta asta. Da. Da? Da. Deci cât e restul? Dacă i-au citit 3 optimi, cât e restul? 80 de pagini. Da. Dar în fracții, sub formă de fracții. Păi, i-au citit 3 optimi. Dar întregul știi? Câte, păi îl vede aici, de așa spun. Câte optimi este întregul ăsta? Întregul ăsta câte optimi are? 1, 2, 3, 4, 5, 8 optimi. Adică 8 optimi. Pe 8. 8 optimi. Da. Și 3 l-au consumat. Și cât a rămas? Cât e restul? 5 pe 8. 5 pe 8, asta este. Deci de aceea spun că te ajută metoda figurativă. Da? Te ajută. Că tu vezi restul. Deci imediat restul este 5 optimi. Că din 8 optimi, asta înseamnă că tot întregul înseamnă 8 optimi. Deci din 8 optimi am scăzut 3 optimi și mi-a dat 5 optimi. Da. Au același numitor. Și din 5 8 minus 3, 5 optimi. Ăsta este restul. Restul paginilor. Doamna profesor, știți ce mă tristează acum? Că ați șters a doua metodă de aceea. Acum, dar e foarte bine că am șters ca să nu te încerci să te inspiri. Numai să vezi că trăim încă o dată secvența asta. Da, deci. Noi luăm ce am făcut, adică facem întregul, adică toată cartea are 8 optimi. 8 optimi, da. Poți face 3 pe 8. Dar de ce am zis 8 optimi? Puteam să zic 5-5-5, că tot 5 pe 5 tot îmi face. Da. Dar de ce am zis 8 optimi? De ce am zis 8 pe 8 și n-am zis 2 pe 2? Că 2 pe 2 e egal cu 3 pe 3, e egal cu 7 pe 7. Da, dar nu ne dă... Care-i motivul? Hai, dacă tu spui asta, eu mă bucur foarte tare, ies așa și o să strigă gura mare. De ce? Am luat 8 optimi și n-am luat 7 optimi sau 3 treimi. Sau de ce am luat eu întregul cartea toată sub formă de 8 optimi? Pentru că noi avem întregul împărțit în 8. Așa! În 8, pentru că noi lucrăm cu 3 optimi care le-a consumat. Da. Și ca să putem face scădere, am dorit ca întregul să-l vedem sub 8 optimi. Da. Ca să nu mai fie nevoie să aduc la același numitor. Deci am același numitor, da? Și atunci, de aceea, ăsta e motivul, da? Și din 8 optimi am scăzut pe cele 5, și pe cele 3 și m-a dat 8. Și 8 este restul de carte care nu are de citit. Și dacă 8
Nu 8, 15 optimi. 5 optimi înseamnă 12, înseamnă 80 de pagini. Atunci scriu așa. Notăm cu X. Notăm cu X numărul de pagini. Scrii adică, da? Da. Numărul de pagini ale cărții. Și atunci, da? Notăm cu X numărul de pagini ale cărții. Și acum, da. Zice. Și facem 5 pe 8 din X, adică ori X, da. Egal cu 5 pe 8 ori X. Ori X pe 1, foarte bine, ușor. Foarte bine, ca să fie și mai clar. Da. 5 pe 8 ori X pe 1. Este egal cu 8 pe 8. Egal cu, egal cu cât e? Cât e? Cât e restul? Cât e restul? 80. 80? Da, da. Egal cu 80. Echivalent cu. Și acum avem două fracții de mulțimi și știm să facem asta. Da. 5 ori X, 5X, da, 5X pe 8, egal cu 80. Și fiindcă asta are numitorul 8, aici pot să spun că e 8 pe 1. Și amplific asta cu 8, ca să fie și numărătorul și numitorul să fie 8, da? Și apare acum echivalent. 5X egal cu 5X egal cu este egal cu 80 ori 8. Adică 8 ori 64, da? Da, egal cu 640 pe 8. 5x pe 8, da? 5x pe 8 egal cu 640 pe 8. Și acum, având același numitor, înseamnă numărătorii să fie egal, ceea ce conduce spre, te rog să mă duci, tu vorbește. Egal cu, punem în 5x în egal cu, da. Egal cu 6. Egal cu 640. De unde un singur X va fi cât? 640 împărțit la 5. 640 împărțit la 5, care îmi dă în final 640 împărțit la 5 face. X egal cu 640 împărțit la 5 și X dă. Și X se va fi egal cu 5 în 6 odată. 1 ori 5, 5, ne imaginăm, facem împărțirea. Rămâne un rest 1, coborâm pe 4, 128, 120, deci merge de 2 ori, 128, 128 pagini. Deci X este egal cu 128. Asta înseamnă că am aflat câte pagini are cartea. Da. Nu te lași în prima, la metoda figurativă la fel? Sigur, te lași. Neapărat prin ambele. Da. Deci, iată-ne din nou, foarte clar, cu, merită să facem precizarea asta, că nu facem degeaba operații cu fracții, ci ele, fracții, ne ajută la rezolvarea multor probleme. E drept că sunt probleme de început. Uneori, o să vezi, metoda figurativă devine mult mai dificilă, dar ne folosim și de ea, să înțelegem rostul fracțiilor pe urmă. Da? Ăsta e motivul. Te rog. Da. Cu 1 pe 4 din banii pe care îi avea, Dănuț a cumpărat o carte. Cu o pătrime din X, din banii care avea, din X, cumpără o carte. O carte. Poți să spui, Daria, câte ori mai rămas, dacă o pătrime, o consumat-o din bani? O pătrime, o consumat-o pe carte. Câte ori? Câte a mai rămas? Trei pătrimi. În paranteză, imer tu gândești asta. Spune-ne de aici în paranteză. Trei pătrimi. Rest. Egal restul. Trei pătrimi este restul de bani, da? Da. Pe care îl mai are. Ia să vedem. Iar cu două treimi din rest. Așa, cu două treimi din rest. Adică ne mai rămâne... Două treimi din rest. Uite restul, tocmai ce l-ai scris. 3 pe 4. Deci 2 pe 3 ori 3 pe 4. Așa. Deci 3 pe 3. Iar cu două treimi. Da? Da. Ia să vedem, facem așa. Începi și fii curată. Stați puțin ca să scriu. Da, 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 da. Să scriem din ratele probleme. Perfect. Vreau să vă mai zic. Prima. A doua etapă. Cu 2 treimi din rest. Cu 2 pe 3 din rest. Din ier 1. Din
restul ăsta, restul 1 a cumpărat un dicționar. Din el 1, cu 3, 2 din el 1, cumpără un dicționar. Un dicționar. Un dicționar. Stai puțin. Câți bani a avut Dănuț dacă i-au rămas 9 lei? Deci i-au rămas 9 lei. Așa, ieri 2. Deci ieri 2. Adică restul 2, zice domn profesor. Da, restul 9 lei. Iar 2 egal cu 9 lei. Deci, câți bani a avut Dănuț și cât a costat fiecare obiect? Deci, X egal cu cine? Suma pe care a avut-o Dănuț, l-am notat cu X suma. Și cât a costat fiecare obiect? Și cât a costat... O carte și un dicționar. Cartea costă, ce, cartea costă cât și dicționarul costă cât. V-am zis că vă complic. Nu ne complic. Nu ne complicați, avem noi experiență. Am făcut noi ieri și mai grele. Am făcut și cu patru. Hai să vă văd atunci. Așa. Nu mai facem cu segmente, acolo. Pentru că mie îmi place mult varianta. Sigur că asta. Da, sigur că da. Și eu sunt să facem acolo trei segmente, că începem cu ăla de jos, ca să aflăm cât. Stai o secundă. Nu. Începem așa problema. X, notăm cu X, Daria. Drum. Toată suma pe care o avut-o. Ai auzit, Daria? Da. Da. Adică ce? Și îl împărțim în trei. Nu, în trei. În patru? În patru, da. Păi cu patru lucrăm, așa apoi. De prima dată trebuie să îl împărțim în patru, așa ne indică. Da. Deci îl împărțim în patru. Împărțim în patru. Și zice, și cu o pătrime din banii pe care îi avea, dar nu ți-a cumpărat o carte. Deci cu o pătrime, adică lașul rămas, da? Asta e cartea. Și mai rămâne 3 pe 4. Da. Punem noi dedesubt, știm noi șmecheria noastră. Segmentul care a rămas restul, îl punem dedesubt. Am mai făcut așa ceva, nu știu, dar nici nu discutat. Cu 2 pe 3 din rest a cumpărat un dicționar. Deci noi facem din acela cele 3 segmente și luăm încă deci, 2. Deci îl împărțim pe ăsta în 3, da? Da. Și luăm 2. Deci îl împărțim în 3, dar uite că avem împărțirea exact. Da. Uite așa. Uite, Daria, cum facem acum, că avem baftă. Da. Avem 3. Deci îl împărțim în 3 și luăm cât aici din ea? Și luăm 2. Și luăm 2. Și mai rămâne una. Sigur că da. Facem 9 ori 3. Dar facem 9 ăsta e cel ăsta de sus. A, da, și facem 9 ori 4. Și gata, apoi sunt. 9 ori 4, 36. Asta e. Deci 9 ori 4 egal cu 9 ori ăsta al nostru, că nu mai fac pe ăla. 9 ori 4, 36. Da. Reprezintă costul, toți banii pe care a avut el. Și dacă vrem să răspundem, cât este cartea? Cât costă o carte, Daria? Păi e un singur segment. 9 lei. 9 lei. Și cât costă dicționarul? Cartea 9 lei și dicționarul 18 lei. 99, 18 lei. Ei, să vă văd eu la metoda cealaltă. Nu. Facem, Daria, că de, nu degeaba am făcut fracții. Asta e. Ma suntem tac de tot. Deci trecem la metoda a doua. Deci metoda deci, întâi de rezolvare a fost metoda asta figurativă. Și metoda a doua, lucru cu fracții. Începem. Deci, păi stați puțin. Deci când noi acolo, practic, avem 4 pe 4. Noi deja am stabilit asta. Corect. Și 4 pe 4 minus 1 pe 4, care ne dă 3 pe 4. Deci exact. Noi, practic, am făcut ceva din deci problema asta. 3 pătrim. Din ce? Din X. Da. Din X, am notat cu X. Hai să zicem așa, ca să înceapă treaba cum trebuie. Notăm, trebuie să fie așa. Cu notăm X. Cu X suma avută de Dănuț. Și atunci, ieri 1, restul care îi rămâne după ce face, cumpără cartea, ieri 1 este o pătrime. Nu este o pătrime de ieri. Este 4 pe 4. 4 minus 1 pe 4. Deci, ieri 1 egal cu 4 pe 4 minus 1 pe 4 care este egal cu 3 pe 4 3 pe 4 3 și pe 3. Apoi facem 3 pe 4 minus 2 pe 4 ca să te... nu, minus 2 pe 3 deci 3 pe 4 3 minus pe 2 3. Pe 3 minus
2 pe 3. Dacă așa avem noi acolo. Vă zic eu. Imediat vă zic, domn profesor, stați, dacă ați uitat. Deci după ce cumpără, deci cu 1 pe 4 din banii pe care i-a dat Dănuț, a cumpărat o carte. Iar cu 2 pe 3 din rest, a cumpărat un dicționar. Păi, dar restul e 3 pe 4. 3 pe 4, minus x, 2. X, da. Ori x, ori x, da? 3 pe 4, ori x. Ori x. Și egal cu 3 pe 4, 3x pe 4. 3x pe 4, da. Ăsta e 3x pe 4. Păi și faci acum, 3x pe 4 minus. Cu cât? Din el. Când zic din el, trebuie să mulțim pe ăsta, restul ăsta, adică 3x pe 4, cu cât îmi zice cu... Cu două treimi din el. Deci trei, 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 deci, și mai rămâne nouă. Atenție, atenție, Daria. Cu cine spune? Deci trei... Cu două treimi din el. Da, da, da. Pe trei. Deci doi pe trei din el unu. Da. Din. Din el unu. Adică mulți cu el unu. Da. Și el unu care? Deci, păi trei pe lăsăm așa, lăsăm așa. Deci doi pe trei din el unu egal Daria cu doi pe trei din, din, 2 pe 3, ori e 1, dar e 1 l-am găsit. E 3x, da, pe 4. 3x pe 4, da. Perfect. Înmulțit cu 3x pe 4. Și va fi egal, păi putem să, nouă ne plac foarte. Stați, ce ați făcut? Să simplificăm, zice ea. Păi 3 pe 4, stați cu 3. 3 cu 3, chiar dacă are și pe x, mami, x rămâne. Deci fracția asta are 3, aici e un factor. 3 cu 3 se simplifică. Prin 3. 2 cu 4. X. Da? Și 1 2 și 2. 2 cu 4, tot așa, prin 2 și 1 și 2. Și rămâne... va fi egal cu x pe, x pe 2. X pe 2. Gata. X pe 2 ori 1 pe 1. Este tot suma aia. Pe care este, este suma pe care o dă pe dicționar, nu? Da. Și ca să vedem cât restul a rămas, ca să vedem cât restul a rămas, din suma... X pe 2 nu este egal cu 9? X pe 2 nu. Este suma pe care o dă pe dicționar. Păi da, X pe 2 egal cu 9, chiar a rămas 9 lei și ies în dicționarul 18, domn profesor, nu? Da. Nu, nu, atenție. Nu, nu. Daria, cu X pe 2, mă urmești? Da. X pe 2 este suma pe care o dă pe dicționar. Păi da. Și acum, după ce o dat pe dicționar suma asta, îi mai rămân 9 lei. Și să aflăm pe restul ăla. De aceea, din restul R1, din R1, scădem cât a cheltuit X pe 2, ăsta va fi restul 2, care-i 9 lei. Deci, din ce, după ce o dat pe, pe carte, i-a rămas un rest. Da, 3x pe 4. Stam. 3x pe 4. Deci din restul ăla minus... Adică, pe 2. Din, a, deci din 3 pe 4 minus 3x pe 4, mamă. Din, e, 3x pe 4 minus x pe 2. Așa. Dar cu 9. Asta deci, e. 3x pe 4. Pe 4. Minus x pe 2. X pe 2 este egal cu, cu 9. Asta deci e relația 9, deșteaptă. Deci 9, 9 este egal cu 2x. Stai o secundă. Acum suntem la operația de scădere. Ca să facem scăderea între astea două, sesizăm că asta suferă. Asta e numitorul 2 și asta e numitorul 4. Și ziceți că te ajut eu. Amplificăm fracția asta și sus și jos cu 2. Da. 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 Știm. Și pe 9 da. Cu 4, nu vreți? Mă duc ce băga că mi-ai până. Deci 3x pe 4 minus 3x pe 4 minus 2x x pe 4 e egal cu 9, da? Da. Echivalent cu? Păi 3x minus 2x 3x minus 2 acum același numitor. Egal x. Deci da. X pe 4 x pe 4 egal cu 9. Și acum pe 9 să-l așezăm ca să aibă numitorul. 9 egal cu x este egal cu 9 ori 4. Așa bine. Cât de împărțit, o știi toată povestea. Deci x egal cu 9 ori 4. Ori 4 x egal cu 36. Lei. Asta e suma pe care... Dar cine e x-ul ăsta, domn profesor? Păi e suma, că n-am spus mai suma. Așa, x este suma pe care o dăm pe dicționar, dar trebuia scris
Acuma, mare de pat. X este suma pe care a avut-o. Deci nu v-am încurcat. Dănuț. Dar mai vedem o dată, că aici e frumos. Mai bine un plac, mai rapid o vezi cu segmentele astea. Mult mai rapid. Dar știi de ce? Fiindcă nu avem suficientă experiență în lucru cu fracții. Însă, ușor, ușor, vrei să spun ceva? Dacă îi pun la treabă și pe ei, de-a șaptea, o să aibă de bucă. Nu le iese deodată. Păi să vezi că nu... Dar ce, la astea cu frații? Așa, la, să vezi, să pui problema în frații. Da, exact. Să pui problema cu frații. Așa, acum să te văd. Dar le faci un experiment? Da. La următoarea problemă. La următoarea problemă. Haideți să vă văd. Ai auzit, Miruna, lasă problema aia. Bine. Uite, ce-ar fi vrea. Uite, ce se pregătești. E o provocare foarte tare, da? Dar fii atent că vreau prin amendouă metodele, și figurativă și... Da, dar cine mai ține minte? Da, bine, hai fără figurativă, hai. Păi de ușoară figurativă. Problemă, deci eu iau la rând cu probleme. Da, da. Deci Corina, Maria și Cristina. Corina, Maria și Cristina. Au intrat pe rând în bucătărie. Fiecare fetiță a luat jumătate din fursecurile pe care le-a găsit pe o farfurie. Deci jumătate. Deci fiecare? Pe rând. La sfârșit, pe farfurie au rămas 3 fursecuri. Stai, mama, ca să scrie. Eu citesc doar și pe aceea vă mai repet o dată. Câte fursecuri au fost la început pe farfurie? Deci, Corina, Maria și Cristina au intrat pe rând în bucătărie. Și? Fiecare fetiță a luat jumătate din fursecurile pe care le-a găsit pe o farfurie. Merge metoda cu adică brațile, a luat 1, 2, 5. O doime. 1 pe 5. Bună dimineața! Așa nu am înțeles. Păi dacă spui și eu, o luat jumătate, mă. A, jumătate. Jumătate, doar nu s-o cincime. Deci o jumătate din fursecurile deci, pe care le-a găsit pe farfurie. Deci egal cu 1 pe 2. M, 1 pe 2. Hai, stai. Din rest. Deci din Corina, rest. Corina. Corina, da. Pentru Corina, o jumătate. Din total. Deci notăm cu X, X egal numărul fursecuri. De fursecuri. Stai, da? Adică, nu te uiți la noi. Vă mai citesc o dată, domnul profesor? Da? Nu, o citim mai rar. Deci, fetele au intrat pe rând în bucătărie. Foarte important, pe rând. Pe rând, da. Fiecare fetiță a luat jumătate din fursecurile. Din fursecurile pe care le-a găsit. Da, pe ce farfurii. A găsit. Deci ea prima a luat 1 pe 2. Celălalt o jumătate din așa. X. Din X. Da. Adică ce înseamnă o jumătate din X, trebuie să traducem. Adică 1 pe X. Adică 1 pe 2 ori X. 1 pe 2 ori X, adică înseamnă, uite, înseamnă ce, înseamnă jumătate din 10? 5. Că e vorba de 10 împărțit la 2, da? 2, vorbește. Așa și aici. Deci o să spunem că este egal cu X pe X ori 1 X supra 2. Corina, a luat X pe 2. Atâta a luat Corina, X pe 2. Maria a luat și ea jumătate. Maria ia din jumătate rest. Din cine? Din rest. Din X pe 2. Adică din X. Nu, că ăsta nu X pe 2, este ăsta ce a consumat. Da. A consumat. Păi, dar nu ia jumătate din X, Maria. Atenție! Maria ia jumătate din jumătatea lui X. Asta-i. Asta 1 pe 2 din... Deci, X pe 2 a consumat. Cine a consumat? Asta, Corina. Corina. Și acum, ca să vedem câte om a rămas, din X cât erau, scădem pe X pe 2, cât o consumatea. Și sigur că dacă dintr-un întreg scazi jumătate, rămâne cealaltă jumătate. Nu? Adică altfel deci la bucă așa. X minus X pe 2 este egal cu X pe 2. Egal cu X pe 2. Așa. Este, să gândim în dreptul său, este restul. După ce a
pe Corina. Luat? Luat? Da. Luat Corina, da? Uh-huh. Și pe ultima fată nu mai știu cum o chema. Nu, pe Maria suntem acum. Da, pe la Maria. Ne-am trecut la Corina sau Cristina. Deci. Maria a luat și ea jumătate din Maria? Rest. Păi da. Maria ia jumătate din rest. Din ăsta. Din restul ăsta. Și Maria ia... Cât? Cât bine. Păi Maria ia X, X pe 2, minus 1 pe 2. Ori 1 pe 2. Nu minus 4. Ia jumătate, ori 1 pe 2. Da, ori. Deci X pe 2, ori 1 pe 2. Ori 1 pe 2. Și jumătatea jumătății înseamnă o pătrime. Uite, X ori 1, X... pe 4. Uite, dar la domn profesor puțin. Credeți că i-a zis minus 1 pe 2, deci sigur, nici nu zis și eu. Așa ai zis și tu, sigur că da. Da, da, a zis x pe 2, 1 pe 2 ori x pe 2, x pe 4. Deci, după ce am zis eu ori 1 pe 2, dar în prima fază te-ai gândit că la x pe 2 scazi 1 pe 2. Mm-hmm. Păi, cum să scazi? A face o fracție dintr-un număr, atenție, cât este 7/5 din 100? Echivalent 7 pe 5 ori 100. Ai înțeles, Daria? Simplificăm. Noi vrem să aflăm câte erau. Da, 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 da. Da. Așa, deci da. 7 pe 5 din 100. M-am plinit. Și acum, asta nu simplificăm prin cât ai? 5. Prin 5 face 20 și faci 7 ori 2, 14. 140. Da, am deci, înțeles. Se mulțește fracția cu numărul respectiv. Asta înseamnă. Aici face jumătate... din x pe 2, deci ea a luat 2, x pe 4. Deci ea a luat x, x pe 4. 4. Ea, cine e ea? Maria. Da. Și cine? Ultima. Acum trebuie să vedem cât i-a rămas pentru Cristina. Păi, cât a rămas? Păi restul 1 era x pe 2. N-a scris restul 1. Restul 1 este x pe 2 restul este 1. Restul... egal aici, restul după ce da. Egal cu el 1. Pe x pe 4. Din restul ăsta, scădem cât o luat ea. X pe 4. Ca să vedem restul al doilea. Da. Deci, R2, acum muncim, R2, egal cu x pe 2, din restul ăsta, după ce o luat Corina, din x pe 2, luăm x pe 4 și din x pe 2 răscădem x pe 4 și ne dă 9. Și facem... sau 9 de acealtă. Nu. Ia și e cealaltă. Da, așa. Deci din restul ăsta ia și cealaltă jumătate. Deci x pe 2 minus x pe 4. Nu trebuie să acest același mitor, domn profesor? Sigur că da. Că și luăm cu 2. Amplificăm cu 2. Amplificăm, și face cu 2. Și este egal 2x minus x. 2x pe 4. Pe 4. 2x minus x, Daria. Da. 2x minus x totul pe 4 și face x pe 4. Asta x pe 4 2. Este restul al doilea după ce a luat Maria. Da. Și ca să vedem cât i-a atenție, ca să vedem cât i-a rămas lui, cât i-a rămas lui, cui? Cristine. Lui Cristina, scădem din R1 pe R2. Deci, din R1 scădem pe R2 ca să găsim restul R3, acel rest care i-a rămas lui Cristina, Maria, sau lui Cristina, că s-o apropie aici. Da, da. Deci, R3 egal cu R1 minus R2. Și R1, cât a fost? Păi R1... Păi a făcut x pe 2 minus x pe 4, doamnă profesor. Deci, am zis, asta este R2, da? Da. Și acum ea ia jumătate din ce găsește Maria. 1 pe 2 din x pe 4. Așa. Deci, atenție, cât ia Maria? 1 pe 2. Cât ia Cristina? Cristina. Păi Cristina... Ia o jumătate din ce găsește. Adică x pe 4 ori 1 pe 2. X pe 4 ori 1 pe 2. Și face x pe 4 ori 1 pe 2, dimulțit, face dimulțit. X ori pe 8. Da? Este egal cu x pe 8, da. Deci, asta este... deci ea a luat x pe 8. Asta e ce ia Cristina. Cristina. Și mai rămâne un rest, să vedem care. Restul R3, R3 este egal cu R2
din R2-ul, din R2 scădem cât o roată. Corect, minus X pe 8. Deci din R2 minus X pe 8. Și egal cu R2-ul era, Vidalia, cât era R2? Pe 4. X pe 4. Deci x pe 4 minus x pe 8 a rămas ca la spectacol. Pe primul îl amplificăm cu 2. Da. Și ne va da, va fi egal cu 2x minus x pe 8. Și va fi egal cu x pe 8. Deci rămânem în farfurii x pe 8. X pe 8 care înseamnă câte? Care înseamnă și zice că au mai rămas în farfurie 3 forsecuri. 3 forsecuri. Deci acest R3 egal cu 3 fursecuri. Deci Cristina a mâncat 3, a luat... No, și am zis acum, X pe 8 care au rămas, adică X pe 8, deci egal cu... R3 egal cu 3. Și X-ul cu cât egal? X este egal cu 3 rot. 24. Deci 24 X egal... cu 24 fursecuri. Foarte tare problema, da? Hai să o gândim acum. Atenție. Hai să o gândim dacă să facem proba. Deci ne imaginăm exact proba. În farfurie sunt cât? 24. Acum știți că ați aflat. 24 sunt în farfurie. Și ia jumătate. Cristina egal, Corina așa, da, egal jumătate, 1 pe 2, din 24. Ia să vedem dacă din 24, o doime, jumătatea de 24, egal cu 12. 12, ia... Și cealaltă, ia 12. Nu, trebuie să vedem câte au mai rămas. Ia din ce au rămas. Păi da, din 24 scădem pe 12, s-a întâmplat cu jumătatea asta să fie, da, dacă băgăm altceva, va fi complicat. 12 împărțit la 2. Deci, nu. Atenție, că mai ia jumătate. Din toate, da, câte erau, din 20, ieri 1, primul rest. Ea nu înțelege de ce vă complicați să scădeți, că ea zice din 12 ia în parte la 2. Păi da, dar e... S-a întâmplat. S-a întâmplat ca să fie așa, dar dacă se o treimi, trei pătrimi sau ceva, dacă nu era tot 12 restul. Corect. Da. Așa merge o doimă da, ca să ușeze problema. Dar noi facem ieri unul acum. Din tot ce erau, din 24, scădem cât o luate 12 și fac 12. Ai dreptate că cele două jumătăți, asta înseamnă, da? Deci, egal cu 12 fursecuri. Deci 12 fursecuri au rămas ieri lucru. Vine Maria și ia jumătate din acest rest. Adică... găsesc, da? Deci pentru Maria, egal 12 ori 1 pe 2 și egal cu cât? 12 ori 1 pe 2 egal cu 6. 6 fursecuri. Păi, e supărat că de ce nu, de ce mă chinu eu cu 2 și iar scad acolo și tot. Și iar din numărul ăla scădeam. Deci Maria ia 6 fursecuri. Ca să vedem cât îi rămân. Cât mai rămân în farfurie. Rămân în farfurie, exact. Facem al doilea rest, care înseamnă 12 minus 6 ăsta. Și egal 12 minus 6, egal tot 6. Fursecuri, că se lucrează jumătatea asta. Corect. Acum, eu rămas în farfurie, 6 fursecuri. Vine Cristina, care ia o jumătate din ăsta. Păi da. 1 pe 2 din. Adică 1 pe 2. Adică 6 împărțit la 2. Adică 6 împărțit la 2. Adică și 3 face 3. 3. Și ia 3 și mă rămân în farfurie 3. 3. Corect. Și restul al treilea este 6 dinainte, 6 minus 3 și egal cu 3. 3. Ați lucrat corect. Deci problema este corect rezolvată. Te bucur, da? Ați lucrat-o foarte bine. Da. Bine. Acum, hai să facem figurativ. Să vezi tu că de rapid merge figurativ. Deci, pentru un segment, o să reprezentăm toate. Ai obosit, da? Ceasul cât este? Dar deci te-ai supărat deodată. 54. Deci te-ai supărat. Care e motivul? Că te-ai văzut supărat, Daria. Care e motivul? Tot pe doamnă. Trebuie să vedem. Ce eu nu dau seama că ne ești... Oprești, domn profesor? Oprești? Da, oprești.